Bună ziua și bun găsit tuturor la o nouă ediție a emisiunii Examene de Nota 10. Numele meu este Gianina Cotoi și sunt profesor de limba și literatura română la Liceul de Artă Ștefan Lucian din Botoșani. Astăzi vă propun să lucrăm împreună primele două subiecte din testul de antrenament numărul 9, postat la începutul acestei săptămâni pe site-ul Ministerului Educației. Iar la subiectul al treilea vom încheia parcurgerea conținuturilor aferente textelor poetice din programa pentru examenul de bacalaureat. Astăzi vom discuta despre particularitățile textului poetic, raportându-ne la o poezie scrisă de Ion Barbu și anume Riga Cripto și Lapona Enigel. În funcție de timpul pe care îl vom avea la dispoziție, putem să parcurgem și conținutul aferent unui text în proză și anume particularitățile unui text narrativ aparținând lui Liviu Rebreanu. Pentru început voi citi textul de la subiectul întâi. Este vorba despre un fragment din textul La zburătorul lui Eugen Lovinescu, scris de Isaac Pelz. Unul din criticii de care m-am apropiat mai mult a fost Eugen Lovinescu. Era un bărbat masiv, cu părul prematur încărunțit, cu un zâmbet sceptic pe buze și cu o imensă capacitate de comprehensiune a semenilor. Scepticismul nu l-a împiedicat niciodată să acorde tânărului care bătea la ușa sa tot sprijinul. Eugen Lovinescu dăduse viață unei reviste, Zburătorul, la care au colaborat, pe lângă scriitori care își făcuseră pe parcursul anilor un nume și o serie de aspiranți la gloria literară, poeți, prozatori, eseiști. Revista a dat naștere și cenaclului cu același nume. N-am să uit niciodată ședințele acelea ale Zburătorului. Pe scaune, pe câteva fotolii, luau loc scriitori mai vârstnici, mai cunoscuți. Pe divan se așezau scriitoarele. Cum asistența era mai totdeauna numeroase și femeia de serviciu a criticului Stana nu izbutea să ofere atâtea scaune vizitatorilor, cei tineri se resemnau să stea în picioare. Lovinescu se așeza în spatele biroului. Când învăța pe cineva să citească, îi oferea locul și el trecea alăturea pe alt scaun. Acolo, la Zburătorul, l-am întâlnit pe Ion Minulescu. Fire deschisă, entuziastă, explozivă, se exprima direct, fără izmeneli, fără flori de stil. Limbajul său era în totală contradicție cu literatura pe care o făcea. O literatură cu iz exotic, cu imagini îndrăznețe, aducând în scrisul nostru saturat de idilism rural, imagini citadine. Minulescu avea în poezie un vocabular plin de corali, de parfumuri, de traviate, purta fulare de mătase, cravate în culori vii, haine de o rară eleganță și în discuțiile literare de la Capșa ne vorbea de poeți străini de care până atunci nu auzise. El a fost acela care a dat revistei lui Lovinescu numele de Zburătorul. Titlul avea, firește, un sens simbolic. La același cenaclu l-am întâlnit pe Liviu Rebreanu, pe care avusesem prilejul și bucuria să-l cunosc cu câțiva ani în urmă, în redacția gazetei Ilustrate. Înalt, masiv, surâzător, autorul lui Ion era foarte zgârcit la vorbă. Se încingea câte o discuție cu privire la o poezie citită sau la o nuvelă sau la un fragment de roman sau la o piesă de teatru. Rebreanu asculta calm pe cei care se agitau și trebuia să fie stăruitor rugat ca să-și dea și el părerea. De-abia atunci se pronunța și se cuvine să însemne aici cu toată admirația că opiniile sale erau întemeiate. Știa să surprindă ceea ce era esențial în lectura făcută. Eugen Lovinescu primea în afară de duminică, zi de zi, pe indiferent cine îi se adresa în chestiuni literare, cum se exprima el. Și veneau la dânsul tineri și tinere care făceau primii pași în literatură.
criticul le citea manuscrisele și le dădea o serie de îndrumări folositoare. Pe cel care îi trecea pragul nu-l întreba ce hram poartă, nu-l întreba nimic. Era mulțumit, ce zic, fericit, dacă întâlnea în noul venit un talent. Toată viața și-a consacrat-o literaturii. După cum sunteți deja obișnuiți, pe baza acestui fragment de text se formulează 5 cerințe. Fiecare dintre cerințe are 6 puncte. Le voi citi la început pe toate și apoi le vom rezolva împreună, ținând cont de toate detaliile referitoare la baremul de notare și de corectare. Prima cerință indică sensul din text al secvenței dăduse viață. A doua cerință menționează titlurile a două reviste literare, utilizând informațiile din textul dat. Următoarea cerință precizează atitudinea lui Pelz față de Liviu Rebreanu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. A patra cerință explică motivul pentru care tinerii scriitori băteau la ușa lui Eugen Lovinescu. Și ultima prezintă în 30-50 de cuvinte o caracteristică a literaturii lui Ion Minulescu, așa cum reiese din textul dat. Bineînțeles, cum am mai precizat în toate întâlnirile noastre, răspunsurile la aceste cerințe trebuie să fie formulate în enunțuri. Pentru formularea în enunțuri a răspunsurilor aveți un punctaj separat, știți foarte bine, de un punct din cele 6 puncte alocate fiecărei cerințe. Acum vom lua fiecare cerință și vom oferi posibile răspunsuri, sugestii de răspuns care să vă dirigeze pe voi în modul în care veți elabora răspunsurile la examenul de bacalaureat. Primul exercițiu se referă la sensul din text al secvenței dăduse viață. Cel mai bine este să revenim la text, să identificăm enunțul, structura în care apare această expresie și observăm aici, în acest enunț, Eugen Lovinescu dăduse viață unei reviste, Zburătorul. Sensul acestei expresii în textul dat este de a fonda, de a crea, de a întemeia. Și atunci posibilul răspuns corect, sugestia de răspuns, ar fi: secvența are sensul de crease, întemeiase, înființase. Nu este necesar să mai oferim și alte detalii sau să venim cu interpretări ale acestei expresii. Acest item vizează un răspuns precis, strict pe sensul acestei expresii a da viață. Pentru indicarea sensului din text al secvenței primiți 4 puncte, pentru formularea răspunsului în enunț 1 punct și pentru corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație, 1 punct. De obicei, cea mai frecventă greșeală întâlnită în elaborarea răspunsului la acest exercițiu este că se omite punerea ghilimelelor la acele cuvinte care se referă la sensul expresiei, în cazul nostru la crease sau întemeiase sau înființase. Obligatoriu veți plasa între ghilimele aceste cuvinte. Al doilea exercițiu menționează titlurile a două reviste literare, utilizând informațiile din textul dat, și ne amintim că în textul dat apar numele a două reviste. În primul rând ne referim la revista Zburătorul, întemeiată de Eugen Lovinescu, și al doilea titlu
apare în această secvență în care se prezintă circumstanțele întâlnirii autorului cu Liviu Rebreanu. La același cenaclu l-am întâlnit pe Liviu Rebreanu, pe care avusesem prilejul și bucuria să-l cunosc cu câțiva ani în urmă în redacția Gazetei Ilustrate. Prin urmare, al doilea titlu este Gazeta Ilustrată. Deci răspunsul complet este următorul. Titlurile a două reviste literare sunt Zburătorul și Gazeta Ilustrată. A treia cerință vizează precizarea atitudinii autorului textului dat față de Liviu Rebreanu și mare atenție la cealaltă jumătate a cerinței, justificarea răspunsului cu o secvență semnificativă din textul dat. Autorul fragmentului manifestă respect față de Liviu Rebreanu. Această atitudine este indicată în fragmentul pe care l-am citit prin substantivul admirație și vom transcrie această secvență care să justifice răspunsul pe care l-am formulat noi. Secvența este următoarea, citez, și se cuvine să însemn aici cu toată admirația că opiniile sale erau întemeiate. Remarcăm atitudinea dominată de respect reiese din acest substantiv. Pentru precizarea atitudinii autorului față de Liviu Rebreanu primiți două puncte și pentru justificarea răspunsului încă două puncte. Iar celelalte două puncte se distribuie astfel: dacă răspunsul se formulează în enunț, primiți un punct, iar dacă răspunsul vostru se bazează pe o corectitudine a exprimării, pe respectarea normelor de ortografie și de punctuație, încă un punct. Începând cu cerința a patra, răspunsurile voastre trebuie să fie mai elaborate. De aceea trebuie să dezvoltați ideile pe care le formulați în partea inițială a răspunsului vostru. Exercițiul numărul 4 arată așa, explică motivul pentru care tinerii scriitori băteau la ușa lui Eugen Lovinescu. Și ne amintim din textul dat, referindu-ne mai ales la partea lui finală, că tinerii care făceau primii pași în literatură, tinerii debutanți, putem să-i numim, primeau îndrumări folositoare de la Eugen Lovinescu și de aceea preferau să bată la ușa criticului literar. Acesta, la rândul lui, era extrem de mulțumit, de fericit, dacă descoperea un nou talent în rândul acestor tineri. Sugestia de răspuns este următoarea: tinerii scriitori băteau la ușa lui Eugen Lovinescu pentru a primi sfaturi utile în ceea ce privește procesul de creație literară. Primeau acele îndrumări folositoare, după cum precizează autorul în text. 4 puncte primiți pentru explicarea motivului, o explicare nuanțată. Dacă doar indicați motivul, primiți 2 puncte și apoi celelalte 2 puncte aferente formulării în enunț și respectării normelor de ortografie, punctuație și corectitudinea exprimării. La fel, tot un răspuns elaborat necesită și ultima cerință de la subcomponenta A, a subiectului întâi, în care ni se cere să prezentăm în 30-50 de cuvinte, observăm, există și o limită de spațiu, o caracteristică a literaturii lui Ion Minulescu, așa cum reiese din textul dat. Căutăm în text secvența care se referă la scriitorul Ion Minulescu
și ne amintim că autorul povestește că la zburătorul l-a întâlnit pe Ion Minulescu și realizează o paralelă între sau încearcă să găsească unele asemănări și deosebiri între personalitatea lui Ion Minulescu și literatura lui. Fire deschisă, entuziastă, explozivă, se exprima direct, fără izmeneli, fără flori de stil. Limbajul său era în totală contradicție cu literatura pe care o făcea. Și deja, ajungând la această secvență, suntem foarte aproape de răspunsul pe care trebuie să-l oferim. În următoarea secvență se prezintă specificul literaturii lui Ion Minulescu. Remarcăm în text o literatură cu iz exotic, am marcat și secvența, cu imagini îndrăznețe, aducând în scrisul nostru saturat de idilism rural, imagini citadine. Ce putem desprinde din această secvență? Ce caracteristică a literaturii lui Ion Minulescu poate reieși din această secvență pe care am marcat-o și eu în text? Că literatura lui Ion Minulescu se caracterizează prin originalitate, prin noutate. Această noutate fiind dată de imaginile îndrăznețe folosite în textele scrise de Ion Minulescu și de valorificarea elementelor de ordin citadin, mai ales că în acea perioadă literatura, după cum precizează și autorul, română era saturată de idilismul rural. Deci putem să formulăm ca o caracteristică a literaturii lui Ion Minulescu originalitatea. La fel am notat și eu aici, la recomandările de răspuns, originalitatea literaturii. Numai că această originalitate trebuie prezentată adecvat, nuanțat, așa cum am prezentat eu anterior, făcând referire la aspectele care conferă literaturii lui Ion Minulescu originalitate. Și toate aceste aspecte, după cum ați observat, se găsesc foarte bine în text. Totul este să recitiți cu atenție textul și să interpretați ceea ce autorul precizează în text. Prezentarea adecvată și nuanțată a originalității vă oferă 4 puncte, încercarea de prezentare doar 2 puncte. Și celelalte 2 puncte se oferă pentru precizarea, pentru respectarea precizării numărului de cuvinte și pentru corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație. Acestea au fost cele 5 cerințe formulate pe baza textului de la subiectul 1 și de la subcomponenta A. Știm foarte bine, subcomponenta B este alocată textului argumentativ. Textul argumentativ trebuie să aibă o tematică ce cuprinde ideile care reies din fragmentul propus în varianta de subiect. Să vedem ce tematică are textul argumentativ. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi dacă întâlnirile între oameni din generații diferite generează sau nu oportunități de învățare reciprocă, raportându-te atât la informațiile din textul dat, cât și la experiența personală sau culturală. Dacă cele 5 cerințe pe care le-am rezolvat împreună au alocate 30 de puncte, textul argumentativ are 20 de puncte,
repartizate în felul următor: 14 puncte pentru conținut și 6 puncte pentru redactare. Iar în vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus. Având în vedere că textul prezintă relația stabilită între scriitori din generații diferite, relația pe care Eugen Luvinescu reușește să o stabilească în mod constant cu tinerii care au nevoie de îndrumări literare, vom valorifica foarte mult ideile pe care ni le livrează fragmentul citit. De aceea, în formularea opiniei din textul nostru argumentativ, va trebui să ținem cont de aceste aspecte pe care le prezintă autorul în fragmentul citit. Sugestia mea de răspuns pentru formularea opiniei este următoarea. După cum deja ne-am obișnuit, am marcat fiecare parte, componentă a textului argumentativ, folosind culori diferite, astfel încât să respectăm toate reperele din barem. Și ne amintim că trebuie să formulăm foarte clar o opinie, apoi să enunțăm două argumente, să dezvoltăm corespunzător aceste argumente, să le exemplificăm. Mare atenție, un exemplu trebuie să vizeze textul citit, celălalt exemplu preluat fie din experiența personală, fie din experiența culturală. Experiența personală înseamnă experiența imediată, directă. Nu este obligatoriu să folosiți exemple din experiența culturală. Bineînțeles că nu este nici interzis să combinați cele două experiențe, să, cu măestrie, bineînțeles, și să realizați o paralelă, poate, dacă vă permite subiectul și inspirația din momentul respectiv, între experiența voastră imediată, adică experiența personală, și experiența culturală dobândită în urma lecturilor voastre. Revin acum la formularea opiniei față de problematica pusă în discuție. În opinia mea, întâlnirile între oameni din generații diferite creează oportunități de învățare reciprocă prin schimbul de idei și împărtășirea experiențelor proprii. Schimbul de idei înseamnă, de fapt, mai multe tipuri de comunicare. Schimbul de idei se referă și la experiențele de viață diferite ale oamenilor din generațiile diferite. Apoi, susținem opinia formulată prin două argumente. Eu vă propun aici formularea unui argument, a primului argument. În primul rând, petrecerea timpului împreună în cadrul acestor întâlniri constituie un prilej pentru a descoperi cât mai multe aspecte referitoare la viețile celorlalți. Bineînțeles că această idee va fi dezvoltată obligatoriu în cel puțin 2-3 enunțuri, astfel încât să primiți și punctajul pentru dezvoltarea argumentului, pentru că dacă ne uităm cu atenție în partea stângă a materialului, pentru dezvoltarea corespunzătoare a unui argument, primiți 2 puncte. Pentru încercare de dezvoltare, schematism, 1 punct. Iar dacă lipsește dezvoltarea argumentului, bineînțeles, nu primiți niciun punct. Insist pe următorul aspect, nu cred că am mai atins acest lucru până acum. Dezvoltarea unui argument
nu se confundă cu exemplificarea lui. Exemplificarea are un punctaj diferit în barem. Deci de aceea să nu rămâneți cu această impresie că dacă ați oferit un exemplu pe care, bineînțeles, l-ați explicat și ați insistat pe relevanța lui în relație cu opinia formulată, ați și dezvoltat argumentul. Dezvoltarea argumentului este diferită față de exemplificarea lui. În cazul acestui argument, vă puteți referi la experiența personală sau culturală. Am lăsat valorificarea textului pentru al doilea argument. Această experiență vă poate duce cu gândul la relația pe care voi ați reușit să o stabiliți cu persoane care nu sunt din generația voastră, părinți, bunici, profesori, alte persoane care au un rol formator în viața voastră, persoane care v-au sfătuit de fiecare dată când ați avut nevoie, persoane care v-au îndrumat în momente de restriște din viața voastră. Și vă formulați foarte clar pe ciornă aceste exemple și le prezentați detaliat apoi în acest paragraf. Al doilea argument vizează relația cu textul, la fel, enunțarea argumentului, apoi dezvoltarea lui și valorificarea textului. Voi insista acum asupra acelor secvențe care sunt relevante pentru opinia formulată. Le-am notat aici, sunt două secvențe, dar voi vă puteți opri și asupra altora. Prima secvență, citez, și veneau la dânsul tineri și tinere care făceau primii pași în literatură, criticul le citea manuscrisele și le dădea o serie de îndrumări folositoare, pe cel care îi trecea pragul nu-l întreba ce hram poartă, nu-l întreba nimic, era mulțumit, ce zic, fericit dacă întâlnea în noul venit un talent. Scepticismul nu l-a împiedicat niciodată să acorde tânărului care bătea la ușa sa tot sprijinul, ar fi cea de-a doua secvență. Cele două secvențe pe care le-am ales evidențiază rolul de îndrumător al lui Eugen Lovinescu în relația cu tinerii scriitori. A doua secvență insistă și pe o însușire a criticului literar, și anume scepticismul, care niciodată nu a fost o piedică în calea ajutorului pe care Eugen Lovinescu l-a oferit tinerilor. Scepticismul se referă, bineînțeles, la neîncrederea criticului, la atitudinea lui extrem de drastică, de severă în ceea ce privește talentele literare. Această însușire a lui, dimpotrivă, l-a ajutat să intre în legătură cu foarte mulți tineri și să le ofere ajutorul de care aveau nevoie, îndrumarea în procesul de creație literară. După ce prezentați detaliat ideile care derivă din aceste secvențe, formulați concluzia pentru care primiți un punct. Concluzia trebuie să fie clară, concisă și să sintetizeze toate ideile pe care voi le-ați prezentat pe parcursul textului argumentativ. Atenție și la folosirea corespunzătoare a conectorilor,
la respectarea normelor limbii literare, normele de ortografie, de punctuație, așezarea în pagină, lizibilitatea și respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte. Acestea au fost cerințele de la subiectul întâi. Vom merge mai departe la subiectul al doilea, preluat tot din testul de antrenament numărul 9. Subiectul al doilea, care are 10 puncte. La subiectul al doilea vom discuta despre relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice pe baza unui text scris de Virgil Carianopol, intitulat Pe ascuns. Vom citi pentru început poezia. Pe ascuns de ea, cu întristări tăcute, în pomul dragostei să nu mă vadă, cu fir de gând, cu bucurii trecute, cos frunzele iubirii să nu cadă. Iubita mea, prin anii care zboară, prin zilele care se duc arzând, nu va cunoaște ca trecut de vară, de n-o să vadă frunzele căzând. Astăzi aș dori să vă propun un model, o strategie, o tehnică, putem să o numim, care să vă ușureze înțelegerea textului poetic. Pentru că știm foarte bine, când candidatul primește un text liric, intră într-un fel de stare, da, o tensiune, care parcă îi și blochează creativitatea în interpretarea textului. Și atunci poate este nevoie să eliminăm aceste emoții care sunt artificiale în relație cu textul poetic. Strategia pe care vă propun eu astăzi este, mai ales că textul nu este amplu și de obicei aici la subiectul al doilea nu aveți texte lirice alcătuite din multe versuri, vă propun să identificați pe ciornă, bineînțeles, atunci când sunteți la examenul de bacalaureat, să identificați acele cuvinte cheie pentru început. Acele cuvinte cu care voi reușiți să deschideți ușile acestea pe care voi le vedeți închise în fața textului poetic. Înainte de a nota pe ciornă aceste cuvinte cheie sau poate chiar niște structuri care vă ajută să înțelegeți textul, e bine să-l recitiți. Astfel încât să percepeți deja mesajul propus de către autor. Dacă ne uităm cu atenție în textul nostru, Pe ascuns, da, de Virgil Carianopol, identificăm aceste cuvinte cheie în fiecare strofă și le voi marca și eu în textul nostru. În prima strofă, o voi mai reciti. Pe ascuns de ea, cu întristări tăcute, în pomul dragostei să nu mă vadă, cu fir de gând, cu bucurii trecute, cos frunzele iubirii să nu cadă. Pentru început remarcăm cuvântul cheie. Întristări. Și am să-l marchez aici cu o altă culoare. Da. Apoi, dragostei, remarcăm acest cuvânt, imediat va apărea și documentul. Cu fir de gând, cu bucurii trecute, apoi substantivul bucurii. Remarcăm aici o relație între cele două cuvinte cheie, întristări, bucurii, putem vorbi chiar de o antiteză. Cos frunzele iubirii să nu cadă, un sinonim pentru substantivul din versul al doilea, dragostei.
Deja dacă ne uităm cu atenție la cele patru cuvinte cheie pe care le-am marcat în strofa, în prima strofă, desprindem niște aspecte care ne vor ajuta foarte mult să concepem răspunsul la acest subiect. Înainte de toate, tema poeziei este dragostea, iubirea. Apoi, celelalte două substantive marcate, întristări și bucurii, se referă la sentimentele îndrăgostitului. Pe de o parte, tristețe, pe de altă parte, bucurie. Două sentimente contradictorii în raport cu această temă a iubirii. Mergem mai departe la strofa a doua, care vine în completarea celor menționate de noi cu privire la strofa întâi. Iubita mea, prin anii care zboară, prin zilele care se duc arzând, nu va cunoaște ca trecut de vară, de n-o să vadă frunzele căzând. Remarcăm aici cuvântul cheie, iubita, care completează, de fapt, ideea că această tema abordată în poezie este iubirea. Substantivul anii, care trimite la ideea de trecerea timpului, văzută în relație cu materializarea iubirii și cu evoluția acestui sentiment. Un alt substantiv care accentuează ideea că o altă temă, o temă secundară a poeziei, este timpul, trecerea timpului, relația omului cu trecerea timpului, este substantivul zilele. Și mai putem, bineînțeles, alege, de exemplu, verbul zboară, care accentuează ideea aceasta de trecerea timpului care nu poate fi oprită și de amprentă pe care timpul o lasă asupra omului. Privind cu atenție aceste cuvinte cheie pe care le puteți nota pe ciornă chiar unul sub altul pentru a vă fi foarte ușor să desprindeți ideile poetice, putem deja să formulăm niște idei poetice, pentru că observăm în cerință se precizează foarte clar că trebuie să evidențiem relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Prin urmare, exercițiul pe care eu vi l-am propus v-ar putea ajuta să desprindeți ideile poetice. Ideea poetică aferentă strofei întâi se referă, vizează atitudinea îndrăgostitului, dorința lui de a păstra vii amintirile legate de toată experiența iubirii. Pe de o parte, păstrarea amintirilor generează o stare de tristețe, pe de altă parte, o stare de bucurie. Tristețea este dată de trecerea timpului și de sfârșitul anumitor experiențe de iubire, iar bucuria este dată de amintirile luminoase referitoare la experiența iubirii. În strofa a doua se sugerează o idee poetică ce vizează atitudinea de protejare a iubitei prin faptul că amintirile referitoare la experiența de iubire rămân vii, astfel încât iubita nu percepe trecerea timpului. Nu va cunoaște ca trecut de vară, de n-o să vadă frunzele căzând. Aceste idei poetice sunt susținute prin diverse mijloace artistice.
Mijloacele artistice se referă la figurile de stil, la anumite elemente de ordin expresiv, tipice textelor poetice. Și remarcăm, metaforele, pomul dragostei, fir de gând, frunzele iubirii. Prima metaforă, pomul dragostei, se referă la întreaga experiență de iubire înfloritoare, dominată de împliniri de ordin afectiv, sufletesc, și aceste împliniri sunt redate și prin metafora frunzele iubirii. Epitetele din structurile întristări tăcute, bucurii trecute, sugerează, accentuează aceeași idee de împlinire a celor doi îndrăgostiți. A doua strofă insistă, după cum am mai menționat, pe ideea de trecerea timpului și de nostalgie provocată de trecerea timpului. Și remarcăm ca mijloace artistice folosirea unor cuvinte cu sens figurat, anii care zboară, zilele care se duc arzând, ca trecut de vară și apoi n-o să vadă frunzele căzând. Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice poate fi evidențiată și dacă ne referim la titlul poeziei, reluat în prima strofă, pe ascuns, care sugerează o atitudine tainică a îndrăgostitului, păstrarea acestor amintiri vii ale experienței de iubire. După ce notați pe ciornă toate aceste aspecte referitoare la mesajul textului, veți comenta poezia în minimum 50 de cuvinte. Pentru conținut veți primi 6 puncte, iar pentru redactare 4 puncte. Cele 6 puncte se referă la comentarea textului dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Foarte mare atenție că trebuie numită ideea poetică a textului, exact ce am reușit noi să facem anterior, apoi comentarea adecvată și nuanțată prin evidențierea relației dintre ideea poetică identificată și mijloacele artistice. Dacă această comentare este adecvată și nuanțată, primiți 4 puncte. Dacă textul se comentează prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice, veți primi doar 2 puncte, iar un punct primiți dacă doar precizați unele mijloace artistice. Iar în cazul redactării nu este nevoie, cred eu, să mai insist, pentru că am mai discutat despre alocarea celor 4 puncte. Acesta este și subiectul al doilea, a fost subiectul al doilea. Vă spuneam că la subiectul al treilea vom prezenta particularitățile unui text poetic studiat aparținând lui Ion Barbu. Vom reveni după pauză. Revenim la subiectul al treilea. Vă spuneam că pentru început vom discuta reperele referitoare la
redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, în care trebuie să prezentăm particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu. În elaborarea eseului trebuie să avem în vedere următoarele repere. Evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural sau literar sau într-o orientare tematică. Al doilea reper, comentarea a două imagini, idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat. Și al treilea reper, analiza a două elemente de compoziție și de limbaj semnificative pentru textul poetic ales, de exemplu, titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie. Pentru conținut primiți 18 puncte, pentru redactare 12 puncte. Textul ales este Riga Crypto și Lapona Enigel. Bineînțeles că voi puteți alege și alte texte scrise de Ion Barbu, de exemplu, Din ceas de dus. Noi vom lucra astăzi pe baza acestui text și vă voi oferi niște sugestii de elaborare a răspunsurilor aferente fiecărui reper din eseul nostru. Pentru început, aș vrea să vă prezint câteva date referitoare la scriitorul Ion Barbu. După cum bine știți și voi, numele real este Dan Barbilian, Ion Barbu fiind un pseudonim literar. S-a născut în anul 1895 și a murit în anul 1961. Este atât matematician cât și poet. Matematicianul Dan Barbilian și poetul Ion Barbu. Originalitatea creațiilor lirice barbiene este dată de interferența celor două domenii, matematica și poezia. Un moment foarte important și pentru creația lui Ion Barbu, un element important din biografia scriitorului este cel al întâlnirii cu Tudor Vianu în anul 1910, care i-a devenit și cel mai bun prieten, cu care a realizat un fel de pariu literar că va reuși să scrie poezie astfel încât Tudor Vianu să ajungă mai târziu să scrie o lucrare critică despre această poezie concepută de Ion Barbu. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel, în 1935, Tudor Vianu publică lucrarea, care de fapt este o micromonografie, intitulată Ion Barbu. Deci acest pariu pe care l-a făcut cu Tudor Vianu a dat naștere unei lirici dominate de originalitate. Textul ales, vă spuneam, este Riga Crypto și Lapona Enigel. Apare pentru prima dată în revista română, în 1924, apoi balada este inclusă în ciclul Uve de Nrode din volumul Joc Secund, publicat în anul 1930. Și acest text poetic face parte din etapa baladică și orientală a creației autorului. Celelalte două etape fiind o etapă parnasiană și o etapă ermetică. Primul reper din eseul nostru se referă la evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural sau literar sau într-o orientare tematică. Vom încadra textul în modernismul poetic interbelic, trăsături ale modernismului
prezentate de altfel în întâlnirea noastră anterioară, de aceea nu voi mai insista asupra lor, doar le-am postat pentru a ni le aminti, uitându-ne cu atenție. Vom alege două trăsături ale modernismului pe care le vom dezvolta în relație cu poezia, cu textul poetic Riga Cripto și Lapona Enigel. Cele două particularități ale modernismului interbelic sunt ambiguitatea și inovațiile de ordin prozodic, mai exact renunțarea la vechile canoane prozodice. Contextul apariției baladei, după cum bine știm, este modernismul interbelic. Dacă Lucian Blaga valorifica modernismul interbelic într-o formulă a expresionismului, Tudor Arghezi, ulterior, într-o formulă a esteticii urâtului, Ion Barbu valorifică modernismul interbelic în direcția ermetismului. Ermetismul presupune o încifrare voită a mesajului. De aici și ambiguitatea care este specifică liricii barbiene și poeziei moderne. Numai că în cazul baladei Riga Cripto și Lapona Enigel, ambiguitatea are noi valențe și principalele surse ale ambiguității sunt metaforele, simbolurile care încifrează sensurile. Pentru ilustrarea acestei trăsături a modernismului, ne putem referi la portretul realizat de către autor pentru cele două personaje, pentru cei doi protagoniști ai baladei, și anume Riga Cripto și Lapona Enigel. De asemenea, pe lângă secvențele care ilustrează portretele celor doi protagoniști, putem invoca și anumite simboluri, cum ar fi nunta, soarele, roata, lumina, prin care autorul construiește alegoria cunoașterii omului prin iubire și aspirației lui spre absolut. Cei doi protagoniști ai baladei, și anume Riga Cripto și Lapona Enigel, ilustrează două modele existențiale distincte, opuse. Și aș vrea să citim împreună, să recitim, da, să ne amintim secvențele în care se prezintă portretele celor doi protagoniști. Pentru început, portretul lui Cripto. Des cercetat de pădureți, în pat de râu și în humă unsă, împărățea peste bureți, crai Cripto, inimă ascunsă. La veșnic tron de rouă parcă, dar printre ei bârfeau bureții, de o vrăjitoare mânătarcă de la fântâna tinereții. Și răi ghioci și toporași din grop ieșeau să-l ocărască, sterp îl făceau și nărăvaș, că nu voia să înflorească. Versurile care configurează portretul lui Cripto descriu și condiția lui. Înainte de toate, aș vrea să fim atenți la numele personajului, care are legătură cu grecescul Cryptos, care înseamnă ascuns, tainic, încifrat, secret. Apoi, statutul lui superior într-o lume inferioară, dacă ar fi să folosim două cuvinte aflate în sfere opuse, și anume statutul lui de rege, de stăpân, al unui ținut umed, din care nu poate ieși, sau ieșirea lui ar însemna de fapt un sfârșit.
așa cum s-a și întâmplat de altfel în cele din urmă, prin ieșirea din acest spațiu umed. Riga Crypto este simbolul omului care își consumă existența mai ales la nivel instinctual, biologic, fără a putea accede la valorile spirituale. De aceea putem afirma că personajul masculin aparține unei lumi inferioare. Acest univers, sugerat prin metaforele pat de râu sau prin sintagma humă unsă, care sugerează existența fără rădăcini a ființei, dar și prin simbolul văii, al umbrei și al răcorii. Vă amintiți din versurile citite că Riga Crypto nu putea să înflorească. Refuzul acesta al înfloririi, care de fapt este un refuz al nuntirii cu perechea lui destinată în lumea de jos, vrăjitoarea mânătarcă, arată dorința lui Crypto de a nu se împlini într-o lume inferioară, adică în propria lume, și năzuința de a-și depăși limitele condiției sale prin iubire, prin vis, ceea ce se va și întâmpla odată cu întâlnirea cu Lapona Enigel. Dacă ne gândim la celălalt personaj, personajul feminin, Lapona Enigel, prin acest personaj se propune o reprezentare a conștiinței umane în aspirația ei spre cosmic și universal. Cu alte cuvinte, personajul Lapona Enigel este de fapt simbolul omului care dorește să-și depășească limitele, are această posibilitate de a-și depăși limitele și mai mult de atât, depășirea limitelor de fapt înseamnă împlinire spirituală și cunoaștere apolinică. Ne întoarcem la text pentru a vedea și portretul Laponei Enigel. În țări de gheață urgisită, pe același timp trăia cu el, Lapona mică, liniștită, cu piei, prenume Enigel. De la iernat, la pășunat, în noul an să-și ducă renii, prin aer ud, tot mai la sud, i-a poposi pe mușchiul crud, la Crypto, mirele poenii. Remarcăm opoziția dintre cei doi protagoniști. Dacă Riga Crypto aparține ordinul criptogramelor, ordinului ciupercilor, Lapona Enigel este o ființă umană din ținutul Laponiei. Tudor Vianu considera chiar numele eroinei derivat din toponimicul Ingul, care denumește un afluent al Bugului, râu din partea nordică a Europei. Văzut din această perspectivă, numele personajului feminin trimite la principiul apă, sugerat și de metafora țării de gheață, care face trimitere la spațiul, la ținutul de unde provine Enigel. Drumul lui Enigel dinspre aceste spații boreale, spre tărâmurile soarelui, cum vom vedea ulterior, reprezintă de fapt o întreagă aventură a cunoașterii, o călătorie inițiatică. Și vom discuta toate aceste etape ale călătoriei inițiatice imediat când ajungem la tema și viziunea despre lume, la acel reper. Prezentarea portretelor celor doi protagoniști se va face în relație cu această trăsătură a modernismului și anume ambiguitatea. Pentru că remarcați că există numeroase metafore și simboluri care se pretează la lecturi succesive pentru a putea ajunge la semnificațiile lor.
A doua trăsătură a modernismului, care ar putea fi dezvoltată în eseul vostru, se referă la nivelul formal. Și, după cum bine știți, poetul Ion Barbu depășește modelul prozodic al cântecului popular bătrânesc, după cum mai este numită și balada, și își structurează textul în 27 de strofe inegale, cu rimă amestecată, cu ritmul și măsura versurilor variabile. Și aici veți dezvolta toate elementele care țin de nivelul prozodic al textului poetic. Al doilea reper al eseului nostru se referă la comentarea a două imagini, idei poetice, relevante pentru tema textului poetic studiat. Pentru început, este necesară precizarea foarte clară a temei pentru a primi cele două puncte. Care este tema baladei? Tema trebuie văzută din mai multe perspective sau trebuie văzută în relație cu mai multe idei. Pe de o parte vorbim de tema iubirii imposibile, dintre două ființe care aparțin unor lumi diferite, și anume Riga Crypto, care aparține ordinului criptogramelor și este o ciupercă, și Lapona Enigel, o ființă umană care dorește să-și depășească limitele, care are aspirații. Această tema a iubirii imposibile trebuie relaționată cu o altă temă, având în vedere că întreaga călătorie a Laponei Enigel este inițiatică. Deci vom asocia această temă cu tema cunoașterii și cu cea a opțiunii existențiale a omului superior. Omul superior fiind reprezentat aici de Lapona Enigel. Se poate detalia această idee referitoare la temă, făcând referire la viziunea despre lume a autorului. Viziune care ne este oferită de însuși Ion Barbu, care a considerat această baladă un luceafăr întors. De ce un luceafăr întors? Pentru că remarcăm că de data aceasta ființa superioară este personajul feminin, iar ființa inferioară personajul masculin. Pe când în luceafărul eminescian, ființa superioară era personajul masculin, iar cea inferioară, dintr-un anumit punct de vedere, da, această inferioritate, bineînțeles, trebuie atent interpretată, ființa feminină, da, personajul feminin Cătălina. Tema aceasta complexă a baladei trebuie ilustrată prin două secvențe semnificative. Și dacă menționați și această idee de luceafăr întors, v-aș sugera să aveți în vedere ca primă secvență strofele 10-14, în care se prezintă un refuz recurent, repetat, al Laponei Enigel la toate ofertele lui Crypto. Acest refuz care amintește de fapt de refuzurile luceafărului la cererea Cătălinei de a deveni muritor. Vom citi împreună strofele 10-14 pentru a ne aminti ideile ce susțin tema. Pe trei covoare de răcoare, lin a dormit, oricând verdeață, când lângă sân, un rigă spân cu eunucul lui bătrân veni sombie cu dulceață. Remarcăm în această strofă că întâlnirea celor doi are loc în plan oniric, în vis, așa cum se întâmplă și în poemul Luceafărul. Enigel, prima
cerere a lui Crypto este formulată în strofa 11. Enigel, Enigel, ți-am adus dulceață iacă, uite fragi, ție dragi, ia-i și toarnă-i în puiacă. Observăm că Riga Crypto încearcă să o ademenească pe Enigel, oferindu-i din bucuriile vieții lui din acel spațiu umed, întunecat, unde soarele nu ajunge, și anume oferindu-i fragi. Refuzul intervine imediat și este prezentat în următoarea strofă. Rigă spân de la sân, mulțumesc dumitale, eu mă duc să culeg fragei fragezi mai la vale. Remarcăm deja din această strofă tentația luminii din viața Laponei Enigel, a luminii solare. Eu mă duc să culeg fragei fragezi mai la vale. Ieșirea din spațiul lui Crypto înseamnă, de fapt, începutul călătoriei spre soare, care este un simbol al aspirațiilor de ordin spiritual ale Laponei Enigel. A doua ofertă a lui Crypto, Enigel, Enigel, scade noaptea, ies lumine, dacă pleci să culegi, începi rogu-te cu mine. În această strofă este strecurată ideea de sacrificiu, ideea de sacrificiu a lui Crypto. Te-aș culege, rigă blând, remarcăm al doilea refuz, zorile încep să joace și ești umed și plăpând, teamă mie, te frângi curând, lasă, așteaptă de te coace. A doua secvență vine în continuarea primei, și anume strofele 15-19, care debutează cu al treilea refuz și cu prezentarea tentației solare a Laponei Enigel. Să mă coc, Enigel, mult aș vrea, dar vezi de soare, visuri sute de măcel, mă despart. E roșu, mare, pete are fel de fel. Lasă-l, uită-l, Enigel, în somn fraged și răcoare. Rigă Crypto, rigă Crypto, ca o lamă de blestem, vorba în inima infipto, eu de umbră mult mă tem. Că dacă în iarnă sunt făcută și ursul alb mi-e vărul drept, din umbra deasă desfăcută mă închin la soarele înțelept. Simbolul central al acestei secvențe este cel al soarelui și vom explica imediat și treptele cunoașterii în viziunea lui Ion Barbu. La lămpi de gheață sub zăpezi, tot polul meu în vis visează, greu taler scump cu margini verzi de aur visul cercetează. Mă închin la soarele înțelept, remarcăm acest simbol recurent al soarelui, că sufletul-i fântână în piept, motivul fântânii ca un simbol, da, al cunoașterii și al profunzimii gândirii Laponei Enigel, și roata albă mi-e stăpână ce zace în sufletul fântână. Remarcăm și aici motivul roții albe ca simbol al luminii solare. Strofele 15-19 ilustrează trei planuri ale cunoașterii, așa cum apar ele în viziunea lui Ion Barbu. Este foarte interesantă clasificarea pe care o propune Ion Barbu într-un alt context și care pe noi ne ajută aici să interpretăm mai bine anumite simboluri, cum ar fi simbolul soarelui, anumite motive literare, motivul fântânii, al sufletului, da, fântâna, al roții albe. Pentru că remarcăm la o primă lectură, chiar și la a doua lectură, aceste simboluri rămân încifrate. Desprindem cu greu semnificațiile.
Și atunci, cumva, clasificarea pe care o propune Ion Barbu, referitoare la planurile cunoașterii, îi oferă cititorului o anumită cheie de interpretare și îi dirigează corespunzător lectura. Care sunt cele trei planuri ale cunoașterii definite de Ion Barbu? Planul inferior, primul plan, este cel inferior al unei lumi vegetative, cum o numește Ion Barbu, care, bineînțeles, îi aparține lui Cripto, definit prin cunoaștere dionisiacă. Acest plan, de fapt, reprezintă prima treaptă a cunoașterii, de ordin instinctual mai mult, pusă de Barbu sub semnul lui Venus. Repet, planul acestei cunoașteri dionisiace, pe care am mai remarcat-o noi în momentul în care am comentat anumite sintagme referitoare la portretul lui Cripto. Și menționam atunci că personajul masculin de fapt aparține unei lumi inferioare, sugerate prin metaforele pat de râu și humă unsă. Al doilea plan este cel al unei lumi ordonate prin puterea rațiunii și a conștiinței și este pusă de Barbu sub semnul roții lui Mercur și se referă la lumea de unde Enigel își începe călătoria. Deci, planul al doilea al unei lumi ordonate prin puterea rațiunii, de fapt, este planul lui Enigel. Și vă ofer spre exemplificare câteva versuri. La lămpi de gheață, sub zăpezi, tot polul meu un vis visează. Iar planul superior, care are în vedere simbolul soarelui, este ultimul, al treilea, este desemnat prin semnul soarelui și este un simbol al cosmicului și al cunoașterii absolute, la care aspiră Lapona Enigel și această cunoaștere absolută nu poate fi dobândită alături de Cripto, care aparține unui plan inferior, care ține de domeniul acesta strict al instinctelor, al biologicului. Relația dintre cele trei planuri cum se stabilește? Prin călătoria inițiatică a lui Enigel. Și acesta este un element de originalitate în balada lui Barbu. Enigel, astfel, ajunge să reprezinte omul superior în aspirația spre cunoașterea totală, pusă sub semnul roții solare. Deci strofele 15-19, pentru a fi și mai bine înțelese, din punctul meu de vedere, ar trebui relaționate cu cele trei planuri ale cunoașterii definite de Ion Barbu. În plus, aceste planuri ale cunoașterii sunt în strânsă legătură cu tema pe care am formulat-o anterior. Spuneam că tema este iubirea imposibilă în relație cu tema cunoașterii și cea a opțiunii existențiale a omului superior. Ultimul reper vizează analiza oricăror două elemente de compoziție și de limbaj semnificative pentru textul poetic ales. Puteți alege titlul, relațiile de simetrie, de opoziție, motive literare. Eu vă propun aici tehnicile narrative, mai ales că balada, știm foarte bine, este organizată ca o povestire în ramă. Deci tehnica narrativă este cea a povestirii în ramă sau a inserției, adică introducerea unei povestiri într-o altă povestire, tehnică pe care noi am mai întâlnit-o în volumul Hanu Ancuței de Mihail Sadoveanu, ne amintim. Balada este structurată în două părți, având în vedere că tehnica este inserția, Ion Barbu organizează în
două părți, această baladă, fiecare parte face referire la o nuntă. Rama reprezintă o nuntă împlinită, aparținând planului real, ca o etapă firească a concretizării unei iubiri integrate sferei cotidianului, iar povestea propriu-zisă de iubire imposibilă și iubire eșuată, putem să o numim noi, cea dintre Lapona Enigel și Riga Crypto, dezvoltă ideea de nuntă inițiatică, aparținând planului imaginar. Eșecul, bineînțeles, se datorează incompatibilității celor două personaje. Partea a doua, care reprezintă, de fapt, nunta povestită de menestrel, menestrelul care apare în incipitul baladei, conține mai multe secvențe lirice. Strofele 5-7, la care deja noi am făcut referire, portretul și împărăția Rigăi Crypto, apoi strofele 8-9, portretul, locurile natale și oprirea din drum a Laponei Enigel, întâlnirea celor doi. În strofa a 10-a se prezintă, apoi cele trei chemări ale Rigăi și primele două refuzuri ale Laponei, în strofele 11-15. În strofele 16-20 se prezintă răspunsul Laponei și refuzul categoric, în relație cu relevarea relației dintre simbolul solar și propria condiție. În strofele 21-22, încheierea întâlnirii celor doi, prin ieșirea lui Crypto din mediul său și transformarea într-o ciupercă otrăvitoare, și ultimele strofe, strofele 23-27, pedepsirea Rigăi și se reia motivul nunții, după cum bine ne amintim. Un alt element de compoziție și de structură ar putea fi relațiile de simetrie între incipitul și finalul baladei prin motivul nunții. Textul se deschide și se închide cu evocarea a două nunți. Cea umană, la finalul căreia se rostește povestea menestrelului, și cea din lumea plantelor otrăvitoare, nuntirea lui Crypto cu măsălarița mireasă. Iar între cele două nunți se prezintă istoria unei nunți ratate, imposibile, dintre Crypto și Enigel. Acestea sunt ideile pe care le puteți dezvolta la cele trei repere. Și cu acest text poetic am încheiat prezentarea autorilor canonici din programa pentru bacalaureat, mă refer la poeții canonici. De aceea se impune, aș spune eu, o recapitulare a textelor poetice scrise de acești autori, texte la care noi am făcut referire pe parcursul întâlnirilor noastre, atât eu cât și colega mea. Am prezentat cronologic, cu o mică excepție. Data trecută am prezentat un text poetic scris de Tudor Arghezi și astăzi am prezentat textul poetic aparținând lui Ion Barbu. De aceea aș vrea să prezentăm acum cronologic acești autori. Ne amintim. Am început cu prezentarea particularităților unui text poetic aparținând lui Mihai Eminescu și au fost oferite spre exemplificare două texte, urmând ca voi să alegeți, atenție, doar unul sau chiar un alt text scris de Mihai Eminescu. Noi v-am propus textul Floarea Albastră și apoi textul Luceafărul. Se încadrează în curentul literar romantism. Apoi, textul Plumb,
respectiv textul la custră, bineînțeles la alegere, va fi la subiectul al treilea, texte scrise de George Bacovia și încadrate în curentul literar simbolism. Iar apoi a mers către perioada interbelică, Lucian Blaga, cu textul poetic Eu nu strivesc corola de minunea lumii, apărut în volumul Poemele Luminii și deschide acest volum în 1919, în contextul modernismului interbelic, mai exact sub curentul expresionism, apoi Ion Barbu, Riga Cripto și Lapona Yenigel, text la care am făcut referire astăzi, am pus aici anul în care a apărut în volum, 1930, modernismul interbelic cu subcurentul ermetism și poezia Flor de Mucigai, care deschide volumul omonim, apărut în 1931, text poetic scris de Tudor Arghezi, care se contextualizează tot în modernismul interbelic cu această subvariantă a esteticii urâtului. Acum vă propun să revenim la prezentarea în ordine cronologică a prozatorilor și ne amintim că în întâlnirile anterioare au fost prezentate particularități ale unui text narrativ studiat aparținând lui Ion Creangă, Ioan Slavici și particularități ale unui text dramatic aparținând lui Ion Luca Caragiale. Astăzi vom merge mai departe cu prezentarea particularităților unui text narrativ studiat aparținând lui Liviu Rebreanu. În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere. Evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narrativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural, literar sau într-o orientare tematică. Al doilea reper, comentarea a două episoade, secvențe relevante pentru tema textului narrativ studiat. Și ultimul reper, analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narrativ studiat. De exemplu, acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narrative, instanțe ale comunicării narrative, perspectivă narrativă, registre stilistice, limbaj. Pentru conținut veți primi 18 puncte, iar pentru redactare 12 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus. Textul ales este romanul Ion de Liviu Rebreanu. Câteva considerații generale înainte de a trece la prezentarea reperelor. Liviu Rebreanu este considerat întemeietorul romanului românesc modern, deoarece schimbă perspectiva, schimbă abordarea vieții rurale. Și de aceea romanul Ion, textul pe care noi l-am ales astăzi, apărut în anul 1920, reprezintă prima creație realist-obiectivă de valoare din literatura română, respectând un principiu de bază enunțat de Eugen Lovinescu, și anume sincronismul cu literatura universală. Primul reper, încadrarea textului narrativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural, literar sau într-o orientare tematică. Pentru început trebuie precizată perioada sau curentul cultural. Am ales să încadrăm textul în realism și apoi să numim cele două trăsături, și anume veridicitatea asigurată de reperele temporale și spațiale și prezența personajelor tipice
aflate în situații tipice, reprezentative pentru o categorie socială. În ceea ce privește prima trăsătură a realismului, și anume veridicitatea asigurată de reperele temporale și spațiale, putem menționa că, din punct de vedere spațial, acțiunea se plasează în imediata vecinătate a lumii reale din zona Bistriței, evenimentele se concentrează în satul Pripas, sat din lumea Ardealului, cu extinderi spre zone învecinate, Armadia, Jidovița. Reperele spațiale, după cum vă amintiți, din incipit sunt încă fixate. Toponimele din incipit, care de fapt reprezintă descrierea drumului de intrare în satul Pripas, fac trecerea dinspre realitatea geografică, de exemplu Someș, Cârlibaba, Armadia, spre realitatea ficțională, pădurile Domnești, Cișmeaua Mortului, Râpele Dracului. Spre deosebire de reperele spațiale, reperele temporale sunt mai vagi, dar indică totuși plasarea acțiunii la începutul secolului al XX-lea, perioadă confirmată prin obiceiuri, mentalitate și acutizarea problemei naționale austro-ungare. A doua trăsătură a realismului se referă la personajele tipice aflate în situații tipice și care sunt reprezentative pentru o categorie socială. Bineînțeles că dintre toate personajele se remarcă țăranul însetat de pământ și ne referim aici la personajul Ion, dar există și alte realități și alte tipologii specifice realităților sociale ale epocii. Ne referim aici la tipologia învățătorului, a preotului, chiar și prezentarea autorităților austro-ungare. Și pentru a fi și mai convingător substratul acesta realist al textului, aș propune aici să prezentăm sursele de inspirație ale romanului sau ceea ce numim substratul antropologic al romanului. În mărturisiri, Liviu Rebreanu reconstituie trei momente din biografia lui, deci trei momente ale realității, care de fapt au devenit sursă de inspirație a romanului. Un prim moment se referă la o scenă în care autorul a fost martor într-o dimineață de primăvară, când se întorcea de la vânătoare, și anume observarea unui țăran îmbrăcat în haine de sărbătoare care se apleacă și sărută pământul. Și știm foarte bine, această scenă devine definitorie în roman pentru caracterul protagonistului. Al doilea eveniment transfigurat artistic în roman este drama unei fete din satul natal, bătută de tatăl său, pentru că, citez, și-a dăruit fecioria celui mai becisnic flăcău din tot satul. Și destinul acestei fete este transfigurat artistic în destinul personajului feminin Ana. Numele protagonistului, romanului Ion, este luat tot din realitate. Citez, tot în zilele acelea am stat mai mult de vorbă cu un flăcău din vecini, voinic, harnic, muncitor și foarte sărac. Îl chema Ion Pop al Glanetașului. Mi se plângea flăcăul de diversele necazuri, a căror pricină mare, grozavă, unică, el o vedea în faptul că n-are pământ. Pronunța de altfel cuvântul pământ cu atâta sete, cu atâta lăcomie și pasiune, parcă ar fi fost vorba despre o ființă vie și adorată. Ei, aceste trei momente ale realității pot fi invocate aici ca exemple pentru trăsăturile realismului. Al doilea reper vizează comentarea a două episoade, secvențe relevante pentru tema textului narrativ studiat. Pentru început trebuie precizată tema romanului
prezentarea lumii rurale de la începutul secolului al XX-lea, dominată de supremația bunurilor materiale, în relație cu tema iubirii devastatoare, sugerată prin titlurile celor două părți ale romanului, Glasul Pământului și Glasul Iubirii, și nu uităm și de o altă temă, și anume tema destinului. Prezentăm apoi două secvențe relevante. Eu vă propun aici o secvență preluată din capitolul Zvârcolirea, când Ion privește cu foarte multă nostalgie la pământurile care ar fi trebuit să fie ale lui, și apoi a doua secvență din capitolul Sărutarea, secvență celebră în care pământul apare ca stihie și ca ibovnică, după cum menționează naratorul în această secvență. Ultimul reper al eseului se referă la prezentarea două elemente de compoziție și de structură. Am ales planurile narrative și conflictul. Acțiunea romanului este dispusă pe două mari planuri narrative, care uneori se derulează paralel, alteori se intersectează. De altfel, se folosește și tehnica contrapunctului. Și prin tehnica planurilor paralele este prezentată viața țăranilor, cu Ion ca ax principal, și viața intelectualității satului, cu cei doi stâlpi ai comunității, învățătorul Herdelea și preotul Belciuc. Cele două planuri se întâlnesc în memorabila scenă a Horei, pretext narrativ pentru prezentarea personajelor, a atitudinilor lor și a ierarhiilor sociale prestabilite. Singurele personaje care trec frecvent dintr-o sferă în cealaltă sunt Ion și Titu Herdelea, fiul învățătorului. Conflictul este dominat de complexitate. Conflictul central este determinat de lupta pentru pământ în satul tradițional ardelenesc și au un rol foarte important aceste conflicte în conturarea portretului protagonistului, care de altfel provoacă frecvent multe tensiuni în sat, mai ales când se întâlnește cu George Bulbuc sau cu Vasile Baciu. Conflictele exterioare susțin acțiunea romanului, dar să nu uităm că autorul Liviu Rebreanu acordă o importanță deosebită și conflictelor interioare și vom face referire la aceste conflicte interioare. Personajul principal este surprins în dimensiunea sa interioară și frământările acestuia determină nașterea unor noi centre de conflict. Conflictul interior are și o dimensiune erotică, ceea ce conferă complexitate personajului principal. Și conflictul interior este generat, de fapt, de oscilarea personajului între cele două glasuri, glasul iubirii și glasul pământului, care au ca personaje feminine, reprezentative, pe Ana și pe Florica. Cele două personaje conturate complementar și antitetic reprezintă de fapt cele două obsesii ale personajului principal, averea și iubirea. Acestea au fost reperele. Care trebuie ilustrate în eseul referitor la particularitățile textului narrativ, aparținând lui Liviu Rebreanu. Și acestea au fost conținuturile pe care am dorit să vi le prezint astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că v-au fost de folos toate recomandările făcute astăzi. La revedere!